Paul, ai sunat astăzi adunarea, cum a fost reîntâlnirea cu băieți în 2017? Bună seara, în primul rând la mulți ani la toată lumea, un an cu multă sănătate și cu împliniri. Cu bucurie a fost reunirea, de fiecare dată când avem o perioadă așa mai lungă, ne întâlnim cu bucurie, ne-am cam plictisit pe acasă și unii dintre noi s-au îngrășat, deci cred că era binevenit o reunire destul de devreme comparativ cu alte echipe. Cu ce gânduri porniți în pregătirea returului? Păi cu ce gânduri să pornim? Ca în orice activitate, în primul rând cu sănătate, că fără asta nu putem munci, să ne putem pregăti. Să facem o figură frumoasă așa cum am făcut-o în turul campionatului și anul trecut, să ne atingem obiectivele fixate, fiind odată evitarea răudării, cred că nu se mai pune problemă, să rămânem în partea din fața campionatului. Astea ar fi obiectivele. Care este starea lotului, ca să spunem așa? A fost astăzi și primul contact cu Romica David, cu Bogdan Rodean, noile transferuri ale echipei. Da, avem câteva noutăți. Am semnat astăzi actele cu Romica David și cu Rodean. S-a mai prezentat la noi un băiat, Indrieș Raul, din zona Simerei de acolo, junior, născut 98, pe care o să-l avem în probe și în eventualitatea în care corespunde, va rămâne la noi în lot. Am fost nevoiți, din păcate, să renunțăm la câțiva băieți, prieteni de-ai noștri, pot să spun, că a fost o perioadă mai lungă, care am lucrat împreună. Alin Câmpeanu, de la Aiud Oniga. Au fost diverse motive, știu, randamentul nu a fost ăla pe care noi l-am așteptat, la care s-au adăugat la Alin Câmpeanu cheltuielile de transport. Am fost nevoie să reducem din cheltuieli și am recurs la această soluție. Le doresc succes în continuare, multă sănătate și sper să rămânem prieteni. Vă mai gândiți să mai faceți ceva transferuri? Nu știm, o să mai vină ceva băieți în probe de pe la Sibiu, un băiat, Weiner de la Sebeș, și avem și o veste poate mai puțin bună. S-ar părea că Borea Cristian va pleca pentru o perioadă în Germania și în cazul în care va fi mulțumit de condițiile de acolo, de servici, având acolo doi frați ai lui, există posibilitatea să rămâne acolo. Ar fi o pierdere pentru noi, dar încă nu știm sigur. Te-ai gândit așa, acum, la rece, cum ar arăta echipa ta cu Romica David? Pentru că este totuși un jucător care a marcat foarte multe goluri. Romica David, sper să fie sănătos, să poată pregăti și o să vedem. O să avem, sper să avem ocazia să vedem cum va arăta echipa cu Romica David. Mulțumesc mult! Cu plăcere!